Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! La Sibiu, Hermannstadt întâlnește pe Oțelul. Sigur că partida este importantă pentru ambele formații, dar șanse la play-off mare doar Hermannstadt. Oțelul, în ciuda unui sezon bun, foarte bun pentru o nouă promovată, nu mai are cum să încheie primele 30 de etape în primele 6 poziții. Interesant este că la acest moment, pe locurile 5 și 6, adică locuri de play-off, se află echipe care au golaveraj negativ. Farul Constanța și UTA, UTA cel puțin are minus 6 la golaveraj. Să vedem această acțiune, așteaptă Tănasă, Pop însă nu pare să aibă încredere în el, preferă să combine cu flancul drept, centrare pentru Teleș, gol Oțelul! Samuel Teleș, să vedem, brațe ridicate sus, să vedem dacă nu cumva este vreun offside. Centrare superbă a lui Maciel și celălalt portughez, Samuel Teleș, punctează spre bucuria lui Cristi Munteanu, președintele Oțelului, aflat acolo la tribuna oficială. Fază frumoasă. Fază să portugheză. Să vedem, da. Să ia protestau ceva, nu știu acum. Să nu fie vreun offside. Samuel Teleș, dacă golul său va fi validat, ar fi a treia reușită stațională. Încă o dată. Hai să vedem poziția lui Samuel Teleș, nici gând, e gol. Vrea? De ce ridică mâinile pe sus? E gol mai mult decât valabil, ca să zic așa. Eu aș face un interviu cu scurt cu Găman, cu Bejan, să întreb ce vrea. Acum Găman. În ultimele 6 meciuri de acasă, campionat, Hermannstadt a alternat egalurile cu victoriile. Aici este fază de gol! Iani Stoica, minutul 26, 1-1. Nu știu cui este adresat acest gest, are să reproșeze ceva cuiva, bătut cuiva obrazul. E primul gol pe care îl înscrie de când a venit la Hermannstadt, avea 5 goluri marcate în toamnă. Să revedem faza asta, pentru că acolo se întâmplă niște chestii ciudate cu apărarea Oțelului, nu știu unde este Milan Jelev. În orice caz, un gol care vine la timp pentru Hermannstadt și care vine din nimic, aș spune, pentru că jocul echipei nu anunța un posibil gol. Aici nu este offside clar. Greșeala îi aparține lui Sise, care vine prea mult în partea dreaptă, a strâns Jelev la celălalt vârf și a rămas complet liber. Sunt mai multe soluții acolo, Balaure mișcă, vine șutul pe direcția lui Papa, are noroc aici. Eu cred că a fost o arunce repede și a dat seama că n-are cui. Și a ținut acolo lovitură liberă Paraschiv. Ia. Nu e penalti. Să intri cu 2-1 la cabine după ce ai fost condus cu 1-0 ar fi extraordinar. Paraschiv! 2-1. Îl trimite la plimbare pe Pap și Sibiul conduce. Asta ce spunea Moldereșanu la finalul meciului pe Dinamo, dacă ai văzut declarația, că ei trebuie să fie perfect, toată lumea arbitrează împotriva lui, că serios? Și ăsta a fost arbitrajul împotriva ta, domnul Moldereșanu. Bine, pot să spună că a avut alte 4-5 decizii împotriva. Nu, împotriva. Nu, acum nu. Își va aduce aminte de altele. Eu nu văd că este în care eu, poate că o fi consulat o veșnic. Mie și penaltiul în sine mi se pare că se dă ușor, dar rămâne uluitoarea neglijența lui Sise, care cred că ar trebui schimbat, pentru că pe întreaga durată acestei prime reprize a fost greoi. Jelev. Continuarea cea mai la îndemână ar fi fost cu Cizotti, bulgarul, însă a ales o altă variantă, iar acum Iani Stoica. Iani Stoica! Super. 3-1! Ce finalizare! 3-1, un gol care vine perfect în startul reprizei a doua. Sibiul marchează în final de primă repriză și în startul părții a doua, exact cum e mai bine. 3-1! Și Hermannstadt ia o opțiune serioasă pentru câștigarea acestei partide și evident continuă cursa pentru ocuparea unui loc de play-off.
dublă Iani Stoica. Am mai dat o dublă cu CFR Cluj în acest campionat, vremea când juca la U Cluj. Ce rău asta. Pleacă de lângă Sise, evident într-un duel 1 contra 1, nicio șansă pentru Ivorian, un duel bazat pe viteză, așa pe forță, poate că fundașul Oțelului ar fi avut speranțe să-l blocheze pe Anistoica. Pasă bună lui Murgia. Și acum mingea ajunge cu noroc la Gabi Iancu. Ce ocazie de 4-1. S-ar putea să o încaseze la scor astăzi. Iată-l pe Male, cel care îi oferă mingea lui Gabi Iancu. Cam dată este acest corner pe care execută Balaure. Ce ocazie, Bejan! Are un gol marcat în acest campionat, Bejan. În curând va împlini 33 de ani. Biceanu. Oho! Da, e 4-1. Înscrie și Neguț, un gol de care Neguț avea nevoie pentru a-și recăpăta încrederea. Jucător care a fost important, foarte important la Chindia, s-a transferat la CFR Cluj. 4-1. Dacă nu, cumva o fi ceva în regulamentar. Este un record negativ pentru Oțelul Galați, care n-a încasat niciodată în acest sezon 4 goluri. De dat a dat 4 într-un meci cu UTA. Dar de luat... Ia să vedem, e ceva... Aici la Jipa... Nu, aici nu. Nu cred. E acolo... Nici aici nu. Doi oameni veniți de pe bancă. Iată, reușe să creeze golul de 4-1. Jipa cu asistul și Neguț cu golul. A doua reușită stagională lui Neguț. Nu mai marcase din 6 noiembrie. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!